Un supermarket special în care toate alimentele sunt gratuite a fost deschis la începutul anului 2023. Magazinul Fris vine în ajutorul familiilor vulnerabile cu alimente, dar și alte produse necesare într-o gospodărie. Există însă și o condiție de care trebuie să țină cont cei care îi trec pragul, să accepte și ajutorul unui îndrumător în viață de la fundația din spatele Fris. A fost deschis un magazin în care oamenii vin, fac cumpărături, dar la final nu achită bani pe produse. Fundația a început acest proiect în 2010 cu câteva camere în care copiii vulnerabili pot să își facă temele. Apoi au decis să meargă mai departe și să ajute cât mai mulți oameni cu alimentele necesare unui trai decent. Supermarketul din Amsterdam, Țările de Jos, este aprovizionat cu toate produsele aflate într-un magazin obișnuit, de la paste la scutece pentru copii și până la încuietori pentru biciclete. Fundația finanțează magazinul prin finanțarea proiectelor folosind resurse online și donații de la alte afaceri locale. Dar cel mai mult este aprovizionat cu povești. Iată, tot felul de povești. Dacă auzim despre copii care merg la școală fără micul dejun, oferim micul dejun. Vedem copii în sălile noastre de studiu ducând hârtie igienică acasă, așa că le oferim hârtie igienică. Sau oamenii nu se simt îngrijiți și vor să arate prezentabil, de exemplu pentru un interviu de angajare, așa că oferim periuțe de dinți, șampon și gel de păr, a declarat Idrisi, fondatorul fundației. Acesta a explicat totodată faptul că Fris nu este o bancă de alimente. Nu avem nevoie de dovezi ale sărăciei. Vedem sărăcia în fiecare zi în sălile noastre de studiu. De asemenea, nu distribuim pachete de două ori pe săptămână, dar oamenii pot veni să facă cumpărături aici în fiecare zi. De asemenea, ajutăm familii cu copii victime ale hărțuirii sau tineri cu probleme de dependență. Îngrijirea este cât se poate de personalizată, a mai spus fundatorul. Relatează Cancan.ro.